De superb de susținere făcut de către fotbaliștii alb-albaștri pentru președintele Politehnicii Iași Florin Briaur, care a trecut prin clipe grele în zilele anterioare din cauza trecerii în neființă a tatălui său. Elevii lui Leo Grozavu au realizat un tricou cu un mesaj special pe care l-au afișat în momentul golului înscris de către Shayon Harrison. Mulțumesc foarte mult de mesaj, mulțumesc și băieților foarte mult pentru victorie. Dedic și eu această victorie tatălui meu, care de acolo din ceruri sunt convins să bucură pentru noi. A fost un fan al Politehnicii Iași, de acolo am și dragostea pentru fotbal, pentru Poli Iași, un fan înfocat. Și am spus că le mulțumesc băieților, mulțumesc antrenorilor, tuturor celor care au făcut posibil ca această săptămână, poate cea mai grea din viața mea, se închidă cu o urmă de alinare. Totodată, președintele Florin Briaur a dorit să le mulțumească și suporterilor înfocați care, indiferent de frigul năprastic al iernii sau căldura puternică de la începutul sezonului, au venit în număr foarte mare în tribunele stadionului Emil Alexandrescu și și-au susținut favoriții din primul până în ultimul minut al fiecărei partide. Chiar vreau să le mulțumesc suporterilor care au îndurat frigul, care au venit la acest meci, care ne-au susținut și la 0-0 și în prima repriză, când poate a avut UTA niște ocazii la fel de clare ca ale noastre, oamenii ne-au susținut și tot acest sezon ne-au susținut admirabil și le mulțumesc pentru faptul că sunt alături de noi. Ultimul meci al ieșenilor de pe teren propriu din acest an calendaristic va avea loc marți, 19 decembrie, cu începere de la ora 20:30, prilej cu care în dealul Copoului va ajunge vice-campioana FCSB.